fondator și vicepreședinte al Fotoclub Ploiești, precum și lector al cursului de fotografie Ploiești. Domnule Petrescu. Mulțumesc frumos. Salutare tuturor. Am trebuit de un microfon wireless care nu avea baterie. Acum am un cu cablu de cablu scurt. Bun. Una la mână, nu prea place să vorbesc mult. În general, place să vorbesc cu imagini. Voi încerca să vorbesc, o să vă rog să-mi scuzați eventualele bâlpe și alte chestii de genul ăsta, pentru că nu ți-am dat obișnuit să am un aparat în mână, am un microfon, nu știu la ce să mă uit. Bun. Am și eu câteva întrebări pentru voi. Câți dintre voi au venit de bună voie? De bună voie, totuși. Ok. Bun. Câți dintre voi sunteți interesați de fotografie? Bun. Mulțumesc. Ok. Înainte să încep să vă povestesc câteva lucruri, vreau să le mulțumesc celor de la Bookland că m-au invitat. Este a doua invitație pe care am primit-o după ce anul trecut. Anul trecut îmi pregătisem un slide, îmi pregătisem o grămadă de lucruri de povestit, bineînțeles că n-am nicio legătură cu ce a ieșit până la urmă. Și acum am un slide, dar la fel funcționează. Bun. Pe aici ajung, sper să mă împiedic. Ok, până începem să ne uităm și pe perete, nu sunt foarte multe lucruri de văzut acolo, dar măcar ca idee. Eu sunt Sorin, dacă n-ați reținut numele meu, e foarte simplu de ținut minte. Și mă ocup cu două lucruri, cu calculatoare și cu fotografie. Cu fotografie mă ocup la nivel, să spunem, profesional, adică am început să câștig și un leuțel din treaba asta de vreo 15 ani, așa. Cu fotografia propriu-zisă mă ocup de prin 86 sau 87, când maica mea s-a săturat să-i tot fur aparatul foto, să-i car după mine la joacă, să apun de plecam și s-a hotărât să-mi cumpăr un aparat foto, o chestie rusească de plastic care mergea cu fel de 120 de mm. Ăla a fost începutul. După care am evoluat și am trecut la un Smena. Bănuiesc că știți cei care spuneți că vă pasionează fotografia, veți de acest Smena. O chestie mică de plastic cu două butoane plus față deja aveam eu înainte. Întrebarea este, bun, cum am învățat să le folosesc? Păi, în primul rând, le-am tocit, făcând tot felul de poze. Din ce în ce mai proaste, la început, după care m-am prins că e ceva în regulă și am zis, bă, totuși, să le fac așa de capul meu neochi. Și am încercat să caut informații. Primul loc în care m-am găsit să mă duc a fost Casa Pionierilor. Nu mulți dintre voi cred că au apucat Casele Pionierilor, nu? Așa. Unde era un cerc de fotografie, unde am început să învăț la ce folosesc substanțele chimice, mai întâi la ce folosește lumina roșie, la ce folosește o cameră obscură, o cameră neagră, abia după aia am scos să facem și poze. Mai întâi am învățat partea tehnică. În același timp, am reușit să găsesc în bibliotecă, în biblioteca unui vecin, precizez, și am furgăsit-o, o carte scrisă de Eugen Negrea, care astăzi este președinte al Asociației Artiștilor Fotografi din România, despre tehnica și, hai să spunem, partea mai artistică a fotografiei. Și am găsit cartea aia din scoarță în scoarță. Cartea era un pic mai avansată față de ce reușisem eu să descoper până la momentul respectiv. Dar mi-a fost foarte utilă mult mai târziu, când am început să înțeleg ce era scris în cartea aia. O să vedeți că multe din chestiile pe care le citiți acum de bunăvoie sau mai puțin de bunăvoie, mai târziu o să le înțelegeți și s-ar putea chiar să vă folosească, deși sună un pic ciudat ce spun eu acum. Bun. Deci am spus că vreau să vă vorbesc despre fotografie ca pasiune și ca meserie. Câți dintre voi ați vrea să trăiți din fotografie? Nimeni vrea să trăiască din fotografie? Să fie fotograf profesionist? Ok, bun. Atunci o să vorbesc cu trăiți. Ca meserie, să știți că deocamdată aici, în România, una la mână nu este foarte, foarte bine văzută, doi la mână nu se câștigă foarte, foarte bine. Asta ca să vă tai puțin de entuziasmul celor care vă gândiți că din fotografie se trăiește foarte bine, se câștigă foarte bine.
de ce nu este foarte bine văzută, pentru că oamenii încă nu au înțeles că pentru niște imagini de calitate făcute de cineva care are un ochi format și are o experiență în spate, trebuie să și bage mâna în buzunar. Încetul cu încetul piața se civilizează, încercăm cei care facem lucrul ăsta și de ce folosesc culoarul, pentru că undeva în dreapta mea sau în stânga voastră am câțiva prieteni care vin de la Câmpina și pe care vreau să-i salut, care chiar trăiesc de fotografie și care organizează și la rândul lor diferite întâlniri foto și care au pornit la drumul ăsta și fiți sincer, nu chiar așa de ușor, nu? Bun. Ia să vedem o altă întrebare. Câți dintre voi nu și-a făcut un selfie astăzi? Bun, bun, bun. Progres, progresie matematică. Te-ai făcut sau nu ți-ai făcut? Tu am văzut, tu stai cu mâna ridicată tot timpul. Nu știu de ce. Și mai devreme. Ce te-ai așa? Să nu mă obosești. Ok. Să nu uit. Din întrebările pe care vi le pun sau din întrebările pe care o să vă rog să mi le puneți la un moment dat, să știți că cele mai bune două întrebări vor fi premiate. Un premiu vine din partea AFON, care este organizator, iar un premiu vine din partea mea și atunci apar AFON. Așa că sper să primez niște întrebări interesante. Haideți să revenim. Deci am zis că pleacă undeva de la pasiune. Fotografia, ca orice formă de educație, de meserie, de cum vreți voi să-i spuneți, este un proces evolutiv. Și, în general, evoluția asta pornește când descoperiți prima dată fotografie. Fie că vă treziți cu un aparat foto în mână, fie că vedeți la părinți, fie că vedeți niște imagini care vă plac și vă gândiți că ar fi interesant să faceți și voi la fel sau să aveți niște rezultate de genul ăsta. Asta este cam primul pas. După care, trei sferturi din voi, vă duceți la baie și faceți un selfie. Ceilalți care nu vă duceți la baie să faceți un selfie, îl faceți în dormitor. Eu, hai să pun, am un colț împotriva selfie-ului. De ce? Pentru că încetul cu încetul a început să devină o pseudo-artă. Dar înainte de toate, e o fotografie proastă. Nu e vorba de fiecare dintre voi, de modelele în sine. Când discutăm despre fotografie, totdeauna discutăm despre imagine, despre mesaj, nu despre modele și despre fotograf. Da? Deci pe ăștia doi nu jignim. În schimb, fotografiile selfie, dacă mă întrebați pe mine, nu sunt cele mai inteligente. De ce? Pentru că este foarte simplu să ridici telefonul, să zâmbești. Bine, acum dacă știi să zâmbești. Cred că vedeți în fiecare zi și niște fotografii, tocmai niște selfie-uri, nu chiar așa de inteligente. V-ați întrebat vreodată cum ar fi să faceți treaba asta punând telefonul, cel mai util, cel mai îndemână aparat pe care l-aveți, să-l sprijiniți undeva să folosiți funcția de timer al lui? Cât ți-ați făcut treaba asta? El are mâna standard, nu trebuie să mai întreb. Bun. Și rezultatele voastre primesc multe aprecieri. Da? Cam câte apreciere ai avut la ultimul selfie? La ultimul selfie? Păi dacă mâna ridicată e și greu să faci selfie. Undeva pe internet există un grup care se cheamă Sector 7, parcă, care face niște filmulețe foarte interesante și unul se cheamă Selfie Capați. Căutați-l. Bun, hai să revenim la oile noastre. Pasiunea asta a început să devină din ce în ce mai complicată, ca să spun așa, ce înseamnă complicată. Am început să-mi petrec foarte mult timp în baie. Știu, o să râdeți. În baie cu lumina stinsă, o să râdeți și mai mult. Și cum pe groșu a prins? Bun, developam filme. Mă, ce faci mâna? Ai lăsat mâna jos. Bineînțeles că atunci aveam 36 de ocazii să fac o fotografie proastă, după care schimbam filmul și o luam de la cap. Ca o medie, în general, la un film, probabil aveam 2-3 imagini bune din vreo 36. Între timp, tehnica a evoluat și acum vă permite să faceți 1000 de poze, din care 999 fie proaste, probabil. Ca să mergem mai departe, trebuie să faceți două lucruri. În primul rând, să vă împrieteniți cu aparatele voastre, dar să vă împrieteniți la nivel de reglaje, să le înțelegeți. Să înțelegeți la ce folosesc butoanele alea de băiere, nu numai modul auto,
sau cel care vine la profesional pentru cunoscători. Și doi la mână trebuie să vă educați cu ochiul. Fotografia este parte matematică, este parte artă, este parte fizică. Și o să încerc să vi le explic. Matematică. Sunt niște reglaje, la un moment dat, matematice. Trebuie să măsurați niște distanțe, să faceți niște calcule matematice. Este parte artă pentru că degeaba aveți un aparat deștept, degeaba aveți o grămadă de experiență. Dacă una la mână nu știți ce să faceți cu el sau ochiul pur și simplu nu vă ajută să vedeți situațiile respective care ar trebui să declanșați. Iar parte fizică, discutăm totuși de un aparat care folosește niște elemente optice. Fizică-optică, unul la unul. Cum se obține educația asta? Păi, în primul rând, mâncați ronțăit cât mai multă fotografie. Și când spun ronțăit cât mai multă fotografie, nu începe să vă ronțăiți telefoanele sau aparatele. O să vă doară dinții și gingiile și o să vă poste. Câți dintre voi ați fost la un vernisaj? Sau la o expoziție de fotografie? Bun. Ce s-a plăcut acolo? Erau plăcut mai multe teme. Și asta s-a plăcut? Nu știu, cum erau plăcut. S-a plăcut tehnica în sine sau mesajul? Între multe altele, eu am și un mic curs foto și una din chestiile pe care le spun cursanților este că fotografia ar trebui privită ca o propoziție. Ar trebui să aibă un subiect, un predicat, să aibă niște semne de punctuație, ar trebui să aibă niște adjective și ce cuvințele mai avem de pe gramatica noastră. Bun. Am reușit să obțin un procent de imagini mai bune din cele proaste pe care le făceam. Și la un moment dat cineva m-a întrebat, bun, dar de ce nu te-ai gândit să cer un bănuțel din treaba asta, să câștigi un ban? Și am zis, cine se uită la prostiile mele, cine dă banii pe ele? Am avut surpriza ca la un moment dat cineva să-mi spună, mie îmi plac fotografiile astea, două, cât mă costă să mi le dai și mie? Bineînțeles că am rămas un pic blocat. Mă adică cineva să-mi ofere bani pentru rezultatul meu. Bineînțeles că am luat banii, nu? Logic. Așa, plăcerile costă. Și în momentul ăla am înțeles că cine m-a întrebat să aibă avut un pic de dreptate. Drept pentru care am devenit Gigel fotografi dintr-o dată. Și am zis, eu sunt fotograf mare, eu pot să cer o grămadă de bani, bănuiți rezultatul, nu? Am ieșit lamentabil. Dar în schimb am mai învățat ceva interesant. Înainte să mă apuc să fac un lucru, sau înainte să mă apucați să faceți un lucru, folosiți-vă materia cenușie din spatele ochilor. Dar știți că cel mai important lucru într-o fotografie nu este nici aparatul, nici subiectul. Cel mai important lucru îți află la două degete în spatele aparatului. Ok, și am început treaba, hai să spunem, comercială. Am început să cer bani. În prima fază fotografiam orice în afară de oameni. De ce? Nu știu, mi s-a părut foarte dificil să lucrez cu oamenii, să fotografiez oameni. De vreo 3 ani încoace nu mai pozez decât oameni. Bine, mai pozez mâncare, produse, chestii care îmi pică la mână, ca să spunem așa. Dar am început să lucrez foarte, foarte mult cu oameni și să fac foarte multă portretistică. Undeva sus acolo scrie mixorinpetrescu.ro pentru cei care aveți o curiozitate să vedeți cam ce poze face nenea asta care vă vorbește acum. Acolo găsiți mai multe imagini. Bun. Iar fotografia comercială nu este o chestie foarte glamour, ca să spun așa. Nu vă imaginați că în momentul în care devii fotograf comercial, vin toate fetele frumoase la tine să le fotografiezi, sau dacă ai un aparat mai mare și o lentilă, mai un obiectiv mai lung, toate fetele se uită numai după tine. Nu. În primul rând, toată lumea o să te roage să faci poze muncă. Câți dintre voi ați fost puși în situația asta, să aveți aparat și să vină lumea la voi? Fă-mi și mie două poze. Hai, fi sincer. Puteți fi sincer și voi. Ne mâi destule. Îmi trebuie și un picior. Mâna. Bun. Asta e partea cea mai interesantă. E un avantaj și un dezavantaj să fii fotograf, să ai aparat foto. Un dezavantaj este că toată lumea trage de tine, fă-mi și mie poze. Un avantaj este că uneori poți să scapi de niște cheltuieli cu pozele astea. De exemplu, dacă te duci la nunta cuiva și ai aparatul foto, nu mai trebuie să-i dai dat, îi faci 5 poze. S-ar putea de cele mai multe ori pozele făcute de tine să fie mai bun decât ai făcut de fotograf oficial, dar soarta. Știu cazuri. Și voi știți cazuri.
de fabuloasă viața asta de fotograf profesionist, pentru că nu întotdeauna pozați ceea ce vreți voi. Cam 80% din lucrurile pe care trebuie să le fotografiez sunt lucruri care pentru mine deja au început să intre într-o oarecare rutină. De exemplu, să fotografiez obiecte sau lucruri, sau chiar mâncare, deși mâncarea îmi place, că după ce fotografiez, ce credeți că se întâmplă? Mi-a spus colegul că am mai pus vreo 2 kg în anul trecut, înseamnă că am mai făcut niște ședințe foto bune. Delicioase, da? Nu știu de ce ții mâna aia jos. Iar de cele mai multe ori, comenzile astea vin și cu un, hai să spun, un brief. Ca să vă explic ce înseamnă un brief în fotografia comercială, când un client abordează un fotograf, știe că are ceva de fotografiat. Dați-mi un obiect, oricare. Ok, am un client. Mi-a dat o carte să o fotografiez. Ea e autoarea cărții. Și prefer varianta asta pentru că am avut câteva exemple practice în care mi-au venit autorii și au spus că vor să le fotografiez carte. Ok. La ce util o fotografie unei cărți? O să mă întrebați. Păi, ca să apară pe coperta unei alte cărți. Exact așa. Mi-a spus ceva, vreau să fotografiez cartea pentru că mai scriu un volum și vreau pe spatele cărții să apară prin volum. Ok. Bun. În momentul în care mi-a dat cartea, mi-a și spus ce vrea să facă cu ea. În momentul ăla mi-a tăiat opțiunile. Primul lucru la care m-am gândit este să fotografiez, bineînțeles, autorul cu cartea în mână, pentru că ce e mai important decât cartea? Autorul. El a scris povestea. În momentul ăla deja am mai multe opțiuni, dar din start mie mi s-a dat cartea și mi s-a spus fotografiază în carte. Vreau doar cartea. Și aici opțiunile sunt foarte, foarte, foarte limitate. Pună cu fundala, pună o lumină pe ea, stânga, dreapta, vezi niște umbre și asta e poza. În schimb, eu ce aș vrea să fac? Ca să vedeți ce înseamnă diferența între ce spune clientul și ce aș vrea eu ca fotograf să fac. Aș vrea să scot fotograful undeva în natură. Bine, mai întâi și cartea. De ce? Ca să înțeleg ce legătură este între scriitor, carte, subiect și cum aș putea să le folosesc. Să spunem că e un roman de aventuri. Se petrece undeva, nu știu, în Bucureștiul interbelic. Păi atunci mergem în București, pe o domnul strădă se veche și fotografiem autorul într-o haină de epocă, ținând cartea în mână sau... pentru mine ar fi o imagine mult mai interesantă decât o carte simplă. Acum, asta e un caz foarte simplu. Cele mai complicate vin prin agențiile de marketing, agențiile de publicitate, care în general spun, avem clientul X și fabrică șuruburi sau ciocane cu mânerul pe dreapta. Și atunci, cum scoatem în evidență ciocanele astea? Păi, vă desenăm ce a vrut art directorul nostru. Și în general vin deja cu niște schițe cam cum ar trebui să arate fotografia. Adică, ciuciu imaginația fotografului. Și fotograful stă, se uită pe schița aia, stă cu art directorul și cu doi asistenți în spate, mai la stânga, mai la dreapta, apăsa pe buton, a făcut poza și a luat banii. Asta e partea cea mai neinteresantă. Partea interesantă este când ți se lasă libertate de exprimare și când ești provocat să-ți folosești inteligența. Un lucru pe care vreau să vi-l spun și de asemenea spun celor de la curs, știți că există o singură limită în fotografie? Știe cineva care e limita aia? Bineînțeles, imaginația. Bravo, doar, hai să-l minte. Bun, singura limită în fotografie este imaginația voastră. Aparatele au și niște limite fizice, dar dacă învățați ce să faceți cu ele, treceți peste limitele acelea fizice și descoperiți că aparatul ăla pe care îl credeți așa de prost, că nu face poze la întuneric, face niște poze foarte frumoase la întuneric, dacă știți să-l folosiți, dacă folosiți un trepied de expunere lungă și așa mai departe. Partea interesantă pentru mine, în ultima perioadă, este, bineînțeles, să fotografiez oameni diferite ipostaze. În prima fază, în studio. Ador să stau în studio. Nu-mi place să mă fățic foarte mult, nu de alta dacă ar vreo 3 genze, 20 de kg după mine. Și, în general, când îmi pun genții de mașină, îmi dublez valoarea mașinii. Așa prefer să stau în studio, dar de multe ori prefer să ieși afară. Mai ales acum că se face frumos afară, încep să-mi florească pomii în parc pe la Bucur, probabil să vedeți o groază de fotografii pe acolo. Puteți face și selfie-uri acolo, să știți. Ideea este să ieși de baia aia. Selfie cu lacul. Unde? Lacul de la Bucov? Nu, lacul de la Bucov a foarte oribil. Ultima dată când am fost eu, erau mai multe gunoaie decât am fost acolo, da? Mâna. Așa. Bun. Acum câțiva ani, pentru că...